Bună seara! Bună seara! Având în vedere că sunt două microfoane, probabil că trebuie să spun același lucru de două ori, da? Bine ați venit iarăși la Sestri Art Gallery. În seara aceasta avem deosebita, să zicem, plăcere să-l prezentăm pe Cristian Bistriceanu, care ne oferă niște tablouri mai apetisante, așa, mai vorba cântecului. Buzele tale ca două petale. Da. Este prima lui expoziție la Sestri. La Sestri, sigur. Da, și prima expoziție de pictură de șevalet. Prima expoziție de pictură de șevalet. Până acum picta cu Doamne, Doamne. Între timp s-a răscândit. Nu știu ce am spus data trecută, luna trecută, când pe pereți am avut hârtie albă și creion, o expoziție chiar super, super de desen. Am spus că nu știu câți ani avem de când funcționăm, am spus că nu ne formalizăm, am spus că venisajele la noi sunt, sperăm să fie originale, așa că câteva vorbe ne va spune, ca de obicei, Emil Nicolae. Și cred că cam atât, nu? Vorbi și autor obligatoriu la sfârșit. Bună seara, vă spun și eu. Mi-mi place aici la Sestri pentru că totdeauna am o surpriză. Văd expoziția când ajung aici. N-am timp înainte să mă uit. Îl știam pe Cristian, pictor de icoane. Dacă m-am uitat astăzi dimineață pe niște site-uri, tot cu icoane l-am găsit. Dat un telefon lui Petrică, ce o să avem după masă? Doamne, doamne. Și de ce e plus 18? Asta trebuie să ne spună el la sfârșit. M-am gândit că or fi niște nuduri. Păi și chiar dacă ar fi nuduri, de ce neapărat plus 18? Nuduri sunt în istoria picturii câte vrem și nu le interzice nimeni. Peste 18 ani. Da, pentru toată lumea. Și într-adevăr e o surpriză. Expoziția la prima vedere așa pare eclectică, tematic, dar eu cred că asta n-a fost o problemă pentru artist. Chiar și-a dorit să încerce mai multe tipuri de
compoziții și mai multe tehnici. Și-a, vorbeam înainte, și-a creat singur provocări și-a propus provocări tocmai ca să își demonstreze lui și iată să ne demonstreze nouă că poate. Cum era povestea? Exact, pentru că pot, da? Și până la urmă e, într-adevăr, din ce vedem aici, sunt niște capete de cicluri, dacă vrem, neapărat. Și dacă el se gândește să le ducă mai departe, eu le-am văzut femeie, dar mă rog. Are câteva teme pe care le poate continua dezvolta și să facă din ele expoziții diferite, succesive. Dar acum ne arată că, iată, la Chevalet, cu ulei, cu idei, cu talent, poate. Eclecticul ăsta despre care vorbeam merge de la compozițiile imaginare până la niște tușe pop, cum vedem pe aici. Ceea ce discutam este interesant și poate surprinde, sunt citatele literare, fie personale, fie decupate din autori cunoscuți, de la Cioran la Nichita Stănescu, am văzut în camera cealaltă, și alții. Este interesantă propunerea, nu e nouă, dar e derutantă, pentru că, vorbeam noi înainte, poate să îmi limiteze percepția, adică să mă dirigeze acolo unde vrea citatul și să nu mă lase să văd ce vreau eu, sau poate să-mi confirme ceva, un lucru cu care vin de acasă sau din bibliotecă. Pare pleonastică povestea, pentru că limbajul plastic e unul și limbajul literar e altul. Dar așa cum le așează el, discutam înainte de pildă acest tablou, eu n-am citit ce scrie de desubt, am văzut titlul Introspecții și m-am gândit la subconștient. Dar el zice, discută despre alter ego. Alter ego este o altă ipostază. Sigur că pot să am un alter ego scufundat sau pierdut în tulburător care mă pândește din subconștient. Dar nu lucrurile astea interesante și filozofice și aparent profunde trebuie să ne intereseze într-o expoziție de pictură, pentru că atunci începem să batem câmpii, așa cum fac mulți critici, să literaturizăm sau să filozofăm pe marginea imaginii. Nu. Pictura este imagine. Este performanță tehnică și, dacă are și o viziune, evident, e o propunere tematică. A ales portretul în cea mai mare parte dintre lucrări, pentru că un portret nu pot să-i spun abstract, dar un portret cu alte egouri. Acum, despre dubla natură a artistului, fac o paranteză, care e și bărbat și femeie. De ce s-a oprit să ne dezvăluie partea lui feminină este un alt lucru. Închid paranteza. De-aia e 18 plus. Da. Dar portretul e un exercițiu interesant, un exercițiu care scoate din artist, din pictor, ceea ce poate el să dea mai bun. Iar dacă expresia pe care o urmărește, pe care o caută, până la urmă e și percutantă, atunci lucrurile, propunerea își atinge ținta. Sigur că domină, cum am spus, portretele, cred că e o întâmplare, portretele de cutușă pop, astea din stânga și acolo,
încă vreo două. Sunt altele însă mai estompate, mai complicate, mai complexe, hai să spunem, care au și alte profunzimi și alte sugestii. Și eu acolo, uitându-mă repede prin expoziție, o Sfântă Familie, în camera elaltă, care mie mi se pare, la lumina pe care o am aici, una din cele mai interesante expoziții, mai interesantă și mai complicată decât asta, de aici. Da. E tabloul a lui și a lui nevastă sau de aia. Da, nu discut subiectul, personajele, eu discut artistul acum. Deci de acolo se poate duce mai departe în maniera aceea, cred eu, poate continua o tematic, un capitol foarte, foarte interesant. Sigur că având atât de multe variante, atât de multe uși prin care se poate duce mai departe din această expoziție, are de ales nu numai teme, are de ales și un stil, o manieră la care trebuie să se hotărască la un moment dat, deși astăzi se cam partă rupturile. Cândva, și știu din lumea mea literară, și eram foarte bucuros că am primit o scrisoare de la un profesor care mi-a spus, băi, ai scris o chestie foarte interesantă, dacă o citeam și nu era semnată, știam că e a ta, pentru că te simt acolo, așa și pe dincolo. E riscul manierizării aici. Cândva lucrul ăsta era de apreciat. Astăzi se partă ruptura, schimbările radicale în exprimarea artistică și în pictură, și în această expoziție avem câteva posibilități, are artistul câteva posibilități de a-și alege neapărat o manieră, de a se exprima în timp, într-un fel sau altul. Sigur că trebuie să le aleagă pe cele mai interesante și mai reușite încercări. Și care se potrivesc. În marine, de pildă, sunt aici în spate câteva marine, și mai una dincolo, eu încă n-aș avea încredere. Dar în tipul ăsta de portret, sau, cum am spus, în familia aceea de după colț de acolo, sunt niște deschideri care fertile, care pot fi duse, cred, mai departe și pot deveni interesante în alte expoziții personale. Deci, ca expoziții personale, și mai ales că e prima, e o demonstrație a unui artist tânăr că poate să facă multe lucruri și din cauza asta ne și provoacă pe noi totodată să-l așteptăm și cred că va veni. Mă gândeam acum cu lucruri interesante, dar mă gândeam acum la saltul ăsta de la icoană la tipul ăsta de pictură de chevalet. Plastica ar putea face o experiență interesantă. Divinul nu dispare niciodată. Nu suntem aici neapărat în profan și acolo în icoană eram numai în sacru. Nu există sacru absolut și profan absolut. E o dialectică, un joc între ele. Mircea Eliade ne-a spus lucrul ăsta. Sunt momente când artistul simte sau când lumea așteaptă mai ales sacru și sunt momente în care artistul sau lumea vrea mai ales profan. Dar plastic, să combin bizantinismul iconar cu arta pop, asta ar fi o provocare și dacă își iesă, asta ar fi o realizare care l-ar consacra definitiv. Dar o așteptăm. Asta e o propunere a mea. Da, da. Grăbească, să prindem și noi. Are timp că e tânăr. A, pentru noi, da, s-ar putea să fie târziu. Da. Deci, una peste alta, avem norocul să fim într-o expoziție interesantă, din nou, la Sestri. Am mai avut interesante, dar asta chiar e o expoziție cu conținut. Nu e nimic convențional așa între noi, că mai avem una și hai să spunem că e bună. Nu, chiar sunt lucruri aici care
îți creează o așteptare, te provoacă și să-l aștepți, să-l cauți în galerii, în expoziții și eu îi urez succes mai departe. Și acum, sigur, cu 18 ani am înțeles ceva, dar poate ne spui mai mult și alte lucruri. Seara, bine ați venit. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru prezența dumneavoastră aici. După cum am pus și pe Facebook, când am postat anunțul, am zis acolo că aștept prietenii reali, virtuali și chiar și pe cei imaginari. Nu era o ironie acolo. Cei imaginari se pare că n-au ajuns, probabil n-au reușit să se corporalizeze, dar vă văd pe mulți dintre dumneavoastră aici și mă bucură prezența voastră. Vreau să-i mulțumesc domnului Emil Nicolae pentru cuvintele alese, același discurs pertinent, obiectiv, care vede dincolo de aparență și reușește să sintetizeze esența. Nu. Așa. Și subiectul 18 plus 18. Și mai ales nu, urmează și mai ales pentru sugestiile care venind din partea lui sunt în același timp binevenite cât și autorizate, acreditate. Așa, îi mulțumesc și lui Petrică pentru că m-a suportat cu grafica anunțului. Poate am fost puțin cam pisăloc, sper că nu. Sunt, uneori îmi duc perfecționismul la nivel de obsesie. Aici e problema mea. Nu ești prima. Nu sunt prima. M-am liniștit. Perfecționismul e o limită. Las-o. Așa. Important este să vrei, să greșești, să repari și să mergi. Adică chestia cu perfecțiunea e un capac și ai terminat. Așa. Nu vreau ca această alocuțiune să devină virală, sper să nu devină virală, cum s-a întâmplat cu a unui ministru recent pus în funcție. Aș putea să-l parafrazez, îmi permit să-l parafrazez, referitor la economie, la expoziție, în cadrul expoziției, mă scuzați, am emoții. Așa. Acum că am trecut peste acest captatio benevolentio, să facem un exordium in abrupto, să trecem la subiect, acea mult așteptată notă explicativă despre 18+. Plus, da? Păi după cum știm, în cele mai multe civilizații, vârsta
de 18 este, asta e, ar fi prima explicație, să zicem, este asimilată cu majoratul, o perioadă în care persoana respectivă dobândește niște drepturi în societate. În vechile civilizații orientale, bunicile erau, aveau vreo 18. Da, da, da. Așa, la civilizațiile astea de tip occidental, să spunem, așa, nu la asta m-am referit neapărat. Am căutat astăzi de curiozitate într-un tratat de numerologie și ci că această cifră 18 n-ar fi de bun augur, aduce ghinion. Dar nu cred că este o problemă din cauza plusului. Dar numai la fete, nu la noi, nu. Practic pot fi, sunt mai mult de 18 tablouri, sunt poate 18 dorințe împlinite, poate 18 obiective de atins și în acest context această cifră își pierde din semnificația ei, din puterea ei de a cuantifica. Așa și ca în literatură, era teoria structuralistă, dacă mi-aduc bine aminte, când cuvântul în poezie se transformă din semnificat în semnificantul altui semnificat. Cam așa și aici. Roman Jacob, Iacob. Și Ferdinand de Saussure, mai era ceva. Da. Acestea fiind spuse, nu știu ce aș mai putea să adaug despre lucrări. Adăugăm noi, stai liniștit. Da, mai putem discuta în privat. Vreau să-i mulțumesc și celui care patronează această galerie de artă, lui Mihai, da, așa, pentru solicitudinea și bunăvoința cu care a răspuns solicitării mele. De multe ori se spune că treburile se aranjează la o bere. Ei, erau ceva mai multe beri, fusese și un vinars acolo și văzându-l pe Mihai la spot, i-am zis, Mihai, aș vrea să fac și eu o expoziție. Și a zis că, sigur, asta era prin ianuarie. Așa, sigur, păi uite, la sfârșitul lui februarie poți să faci. Eu am zis că, da, bineînțeles, mulțumesc mult, eram deja bucuros. După aia am sesizat că, totuși, perioada este destul de scurtă, au mai fost și niște lucrări care s-au intercalat, mi-au ocupat timpul, dar a fost o lună de muncă asiduă, intensă, fără sâmbătă, fără duminică, așa. Se pare că am reușit până la urmă, deși Petrica ieri, nu, alaltă ieri când am panotat, zicea sunt prea puține lucrări, nu e ok, așa, eu am preferat să fie mai aerisite, așa, am văzut-o eu în viziunea mea, deci. Da, asta e moft, așa zic, dar normal, trebuie să găsim o explicație. Exact, trebuie să mereu să avem o justificare, așa, că bine. Luat ideea acum, trebuie să tai la montaj. Eu nu fac de toată bafta. Așa, rămăsesem la Mihai, da. Urma să închei, parcă nu? Imediat închei. Mi-a venit astăzi o comparație și nu este nicio notă peorativă aici. Am putea să-l supranumim pe Mihai în cercurile de prieteni, să-i zicem Mihai Magnificul, asemenea lui Lorenzo Magnificul, care era un protector al artelor. Dar nu este o lingușeală, să știi, Mihai, doar ne cunoaștem. Fața are, face o gând urban, face o gând. Da. Mulțumesc încă o dată. Așa, și dacă tot am început cu o notă politică, mi-am adus aminte de un candidat la președinție. De fapt, am avut doi președinți, singurul moment în care România a avut doi președinți pentru câteva minute, se știe episodul probabil, și acel candidat e potențial câștigător, îi adresa soției sale mulțumiri. Așa pot să zic și eu, Alina, dragostea mea, îți mulțumesc pentru că m-ai suportat în ultima lună. Știu că am fost poate cam ciufut și anxios, așa, m-a vitaminizat cu fresuri și așa. Primii 10 ani sunt mai grei, da. Vă mulțumesc încă o dată și vă invit să serviți. Acum urmează felicitările, dansul, așa, căsuța este jos, am pus-o și acum trebuie să se pupe Miri, nu? Da. Du-te și pupă.